Numerologia este una din pasiunile mele. Nu există evreu care se respectă să nu iubească numerologia. În ideea că cifrele și semnele pentru sunete în limba ebraică sunt totale. Ei nu au două seturi de semne grafice pentru numere și pentru sunete. Așa că fiecare cuvânt din Tora, din cartea pe care le-a dat-o Dumnezeu, este compus din semne care au valoare numerică. Și valoarea asta numerică poate să fie adunată, poate să fie înmulțită, poate să fie alăturată și există anumite mesaje pe care Dumnezeu le-a înscris în text ca un fel de tipar, o matrice, în așa fel încât nu se poate schimba nici literele, nici numărul de cuvinte de pe un rând. Pentru cei care au studiat cât de cât documentele vechi, scribii, cei care transcriau Biblia, că nu era tipar, cu mâna de pe un document existent pe o foaie, aveau un grid. La fiecare capăt de rând era o valoare numerică. Toate literele din rândul respectiv adunate dădeau valoarea aia numerică. Și așa verificau dacă copia este conformă cu originalul. Același grid îl aveau și pe vertical, literă sub literă, și fiecare scrib își verifica copia dacă corespunde numeric cu originalul. Așa că evreii au o pasiune mare pentru numerologie, în ideea că fiecare sunet are și o valoare numerică. Și mă rog Domnului să nu merg prea mult pe partea asta, că s-ar putea pentru dumneavoastră să fie o noutate care să nu vă folosească la nimic, iar eu nu sunt aici ca să vă uimesc cu cunoștințele mele evreiești. Cert este că 1 are o anumită semnificație în Biblie. Cert este că 3 are o anumită semnificație. 2 are o anumită semnificație. Și pentru că am vrut să-i fac o bucurie lui Andrei, vreau să-i spun că în București, dacă își mai aduce aminte, fratele Aurel a venit la Mihai Bravu și apoi a venit la noi la Basarab și în mai multe biserici cu un serial de predici despre lucrurile acestea și l-a intitulat chiar așa, Să învățăm să numărăm împreună cu Dumnezeu. Și prima predică era semnificația 1 și unitatea. 2 era unde 2 apare conflictul. 2 este cel care e diferit de 1. Și în Biblie unde apar 2 acolo apar conflictele. 3 este numele Sfințeniei lui Dumnezeu. Interesant că nu l-au lăsat să predice decât o lună, bisericile au pline de oameni și mai ales își invitau studenții, profesorii, oameni cu studii, pentru că dânsul vorbea la un anumit nivel. Dar mesajul acestor studii era că Dumnezeu este la un nivel academic extraordinar de înalt și că Biblia aceasta nu este o carte de povești, așa cum ni se spune în comunism, ci este un mesaj numeric din partea unui Dumnezeu care stăpânește universul acesta. Lucrul acesta n-a plăcut celor de la securitate și l-au chemat și i-au interzis să mai vorbească despre lucrurile astea, că erau prea, ridicau Biblia la un nivel la care ei nu vroiau să o lase să circule așa. Și atunci dânsul a scos predica aceea pe care noi aproape o știm pe din afară. Mergeam după dânsul ca niște tineri care aveam impresia că cineva ne deschide mintea. A spus, ce aveți cu Biblia? Și spune, m-a chemat la securitate, dânsul povestea toate întâlnirile lui la securitate, era cea mai bună metodă să nu mai chem. Și spune, m-a chemat și a zis cu Biblia aia și a zis, domnule, ce aveți cu Biblia? Eu am o bibliotecă acasă și am Karl Marx și am Schopenhauer și am Lenin și am Ceaușescu și am Biblia. Și stau foarte bine pe raft și se împacă foarte bine. Ce aveți dumneavoastră cu Biblia? E o carte de povești. Well, ați interzis vreo altă carte de povești? Copiii noștri învață despre Făt Frumos, despre Ileana Cosânzeana, despre tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Dacă ar fi, domnul colonel, numai poveste, n-ați interzis-o dumneavoastră. L-ascultam toți, eram, pentru că era cineva care în sfârșit le găsise hack
și ac și le spunea ceea ce n-avea o replică. Asta era fratele Aurel Popescu. Dânsul era pasionat de numerologie. Așa că aș vrea să spun ceva în spiritul acesta pentru Andrei, care este omul al cifrelor, printre altele. Lângă Los Angeles, într-o suburbie, există un predicator foarte reușit. Are un talent de a așeza vorbele și de a pune ideile abstracte în metafore care îți deschid mintea. Și a venit cu o trăznaie. Dați-mi voie să-i spun trăznaie. Când am văzut-o prima dată, am zis, lăsă-mă în pace. Un american care vrea să fie neapărat interesant. Dar el a explicat incompatibilitatea între împărăția lui Dumnezeu și împărăția oamenilor. Da, e un titlu pretențios, nu? Și a spus, când Domnul Iisus l-a primit pe Nicodim, Domnul Iisus era un învățător venit de sus, Nicodim spune, ne-am dat seama că ești de la Dumnezeu, că nimeni nu poate să facă semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Și Domnul Iisus i-o taie repede și spune, adevărat îți spun că dacă nu vă nașteți din nou, nu poți intra în împărăția lui Dumnezeu. Omul acela nu înțelege nimic. Și Domnul Iisus spune, este incompatibil. Este incompatibil. Păi poate să mă mai intru în pântecele mamei mele și să mă nasc încă o dată? Domnul Iisus zice, n-ai înțeles nimic. Ce fac eu? Tu ești învățătorul lui Israel. Pentru că era number one în Israel. Și învățătorul lui Israel stă în fața învățătorului venit de sus și nu pot să comunice. Și Domnul Iisus spune, dacă v-am vorbit de lucruri de pe pământ și nu mă înțelegi, ce ați face dacă aș începe să vorbesc despre lucruri din cer? Și există acolo un verset extraordinar în care foarte puțin dintre noi asced, pentru că sunt culmi în care nu poți să urci decât dacă te ajută Dumnezeu. Dacă v-am vorbit despre lucruri pământești și nu credeți, cum veți crede când vă voi vorbi despre lucrurile cerești? Și pe urmă îi spune, așa ca un pic, nimeni nu s-a suit în cer afară de cel ce s-a coborât din cer, adică fiul omului care este în cer. Și dă o ecuație cu mai multe necunoscute decât se pot rezolva. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus spune, diferența între mine și tine este că tu ești om și eu sunt Dumnezeu. Pentru că gramatical e greșit. Nimeni nu s-a coborât din cer afară de fiul omului care era în cer. Și Domnul Iisus zice, nu, eu sunt în cer. Eu sunt și aici și acolo. Există o incompatibilitate între limbajul cerului și limbajul pământului, despre care va vorbi mai târziu Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 2, parcă, omul firesc nu poate primi lucrurile Duhului, pentru că pentru el sunt o nebunie. Noi însă, care avem Duhul lui Dumnezeu, putem pătrunde în tainele lui Dumnezeu. Există o incompatibilitate între cei care sunt în lume și cei care sunt în împărăția lui Dumnezeu, făcând parte din biserică. Și fratele ăsta al meu, din Los Angeles, a zis, vreau să vă explic taina lui 666. L-am ascultat cu curiozitate și am zis, prima dată am zis că e o trăznaie. Dar și el a spus așa, Dumnezeu este în universul creat de El, în existența lui unu. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt trei, dar sunt unu. În Ioan, capitolul 17, iarăși este un verset atemporal. Dumnezeu vorbește cu Dumnezeu. Câteodată ai vrea să fii undeva într-un bord unde se discută lucruri interesante de politică sau altceva și să fie o muscă care stă pe perete și ascultă. Ioan 17 este o astfel de ocazie în care poți să-L asculți pe
Dumnezeu de pe pământ vorbind cu Dumnezeu din cer, în limbajul lor, în contextul a ceea ce ei știu și noi bâșbim, că nu... Și de aceea Ioan 17 e un text foarte bun de explorat, așa să îți dai seama diferența între ce este și ce este împărăția lui Dumnezeu. Spre sfârșitul capitolului, de exemplu, spune: Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu. Și iarăși acest atemporal sunt, acest etern sunt. El era aici. Dar nu spune: Tată, vreau ca acolo unde am să fiu eu, să fie și acești, să vadă slava mea. Și spune: Tată, vreau ca acolo unde sunt eu. Gramatical, în toate traducerile e greșit, pentru că în original este greșit. El este una în timp și spațiu și este una cu Dumnezeire. Există o lege și o realitate a unității în lumea lui Dumnezeu, așa cum dumneavoastră nu vă puteți imagina. Am zis că vreau să fiu scurt, mintea mea este așa cum este. Vine la evrei și le spune: sunteți, aveți de tată pe diavolul. Se simt jigniți și spun: noi avem ca tată pe Avram. Domnul Iisus le spune: dacă ați fi copiii lui Avram, ați face faptele lui Avram, dar voi vreți să mă omorâți, așa ceva Avram n-am făcut. Adevărat vă spun că Avram a văzut ziua mea și s-a bucurat. Și îi spun: n-ai decât atâția ani și l-ai văzut pe Avram și te-a văzut pe Avram. Și Domnul Iisus iară îi copleșește cu acest unul universal și etern, omniprezent, omniștient și toate celelalte omni. Și spune: adevărat vă spun că înainte să fie Avram, eu am fost. Dar nu spune am fost, pentru că nu poate să spună am fost. El este etern. El este una deasupra spațiului și a timpului. Și le spune: adevărat vă spun că înainte să fie Avram, eu sunt. Eu sunt este de fapt numele dumnezeirii pe care Dumnezeu l-a oferit evreilor atunci când a spus: eu sunt cel ce sunt. Acesta este numele după care mă veți cunoaște. Eu sunt ceea ce sunt. Este tetragramonul, cele patru consoane din limba ebraică. S-au pierdut vocalele și s-au înlocuit cu vocalele din Adonai și avem astăzi Jehova sau Yahweh, cum vreți să-l pronunțați. Eu sunt cel ce sunt. Sunt lumea universală, a unității divine. Cei trei sunt una. Și pe om l-a făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu într-o unitate în diversitate, într-o unitate multiplă, ca un ciorchine. Un ciorchine este unul, dar are foarte multe boabe. Dar totuși este un ciorchin. Și pe om l-a făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu în această întreită unitate complexă, trup, suflet și duh. Și fratele meu din Los Angeles zice: dacă stați să vă gândiți când a căzut omul, ce s-a întâmplat? Pentru că în Apocalipsa ne spune: aici este înțelepciunea, cine poate să socotească, e matematică, numele lui Anticrist, al sistemului acestuia de pe pământ. Și pentru că este un număr de om și este 666. Este unul din versetele acelea care te bulversează. Este ca un profesor care spune problema și zice: să vedem dacă o puteți rezolva, dar răspunsul este 666. Dacă mi-ai dat răspunsul, ce să mai rezolv eu? Dar ce face Domnul Iisus acolo este altceva decât un examen. Este o publicație, este o proclamare. El va veni, Anticristul va veni în lumea aceasta despărțită de Dumnezeu. Pentru că atunci când omul s-a despărțit de Dumnezeu, a murit. Și din trup, suflet și duh, spune prietenul meu de lângă Los Angeles, duhul a intrat într-o stare de adormire sau de anchilozare. Și omul trăiește acum în împărăția aceasta a trupului și a sufletului.
Să mâncăm și să bem, că mâine murim. Deviza acestei lumi este o viață trăită în împlinirea la trup și la suflet. Asta este împărăția omului. Pentru că unul a pierit, nu mai este 3 pe 3, este 2 pe 3. Iar 2 pe 3, 20 împărțit la 3, fac 0, 6, 6, 6. Asta este împărăția oamenilor. Împărăția oamenilor. Parte din noi trăim încă în împărăția oamenilor. Și dimineața, deși suntem născuți din nou, cum i-a zis Dumnezeul lui Nicodim, încă avem probleme cu împărăția oamenilor. Duhul spune, hai la biserică, și textul spune, mă bucur când mi se spune, hai, ajutați-mă. Haideți să mergem la casa Domnului. Numai că la foarte mulți dintre noi, trupul zice, mai dormi. Asta este realitatea. Suntem încă în împărăția oamenilor. Domnul Iisus spune, Duhul este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Trăiți în împărăția omului despărțit de Dumnezeu, iar semnul ei este 666. Asta este numărul omului. Gândirea omului este în 666. Așa numita inteligența noastră care ne ridică deasupra animalelor, partea sufletească din noi. Duminică dimineață spune, te duci la biserică? Ce să faci la biserică? Aceeași chestii. Uite, este un concert. Vine Andreea Bocelli. Biserica e în fiecare duminică. Și sufletul spune, hai la Andreea Bocelli. Și sufletul spune, hai într-o excursie. Și sufletul spune, hai într-o vacanță. Suntem în lumea lui 666. Și va veni unul în realitatea aceasta, care va oferi oamenilor exact ceea ce își doresc. Blocați la nivelul Duhului, le va da pace, liniște, prosperitate și toate celelalte, spune Domnul Iisus în Apocalipsa. Ce se întâmplă cu noi? Am fost născuți din nou și 2 pe 3 plus una din persoanele Dumnezeirii, îl primești pe Domnul Iisus, te transformi înapoi în 3 pe 3. Și reintri în unitatea de la început. Și în Ioan 17, Domnul Iisus spune, vreau ca oriunde sunt eu să fiu și ei. Tu în mine, eu în ei, în așa fel încât ei să fie în chip desăvârșit, nu 666, ci una! Îi întoarcem în lumea lui unu. Pare rău că nu e fratele Aurel Popescu aici. Pentru că dânsul era foarte bun matematician. Și ar fi spus, bă, Dane, ai zis tu că e o trasnaie, dar omul ăla să știi că are ceva dreptate. Aș vrea să închei revenind la problema aceasta a incompetenței, incompatibilității între împărăția lui Dumnezeu și împărăția oamenilor. Ca unul care am fost un pic dincolo. Altfel este amplificat, este în dimensiuni care întrec dimensiunile noastre, este ceea ce suntem și mult mai mult decât ceea ce suntem. Și unul din lucrurile pe care le-a făcut Domnul Iisus după înviere a fost să se întoarcă la ucenicii lui care știau foarte bine Biblia și care ascultaseră predicile lui timp de 3 ani și jumătate și i-au pus întrebări și el le-a răspuns. Și comentatorul biblic scrie în textul inspirat, unul din lucrurile pe care le-a făcut a fost să le deschidă mintea ca să priceapă Scripturile. Mintea noastră lucrează în sistemul IBM și cerul lucrează în Apple, în Macintosh. Nu poți folosi un floppy sau un program dintr-unul altul. Nu poți. Există o incompatibilitate de sistem. Asta este o incompatibilitate de sistem. Și realmente Domnul Iisus a trebuit să opereze la mintea lor
Și dintr-o dată să înțeleagă Biblia altfel decât au înțeles-o vreodată. O știau, unii o știau pe din afară. Pavel, fiind în Sinedriu, trebuia să știe cel puțin primele 5 cărți ale lui Moise pe din afară. Pavel a fost... Dar mintea lui a fost blocată la nivelul 666, până când a venit Dumnezeu și le-a deschis mintea. Și a vorbit cu ei lucruri ascunse de la facerea lumii, și oamenii aceștia care au fost pescari au ajuns posesorii unor cunoștințe la care știința de astăzi n-a ajuns încă. Și marele pescar rudimentar, Petru, va spune, corpurile cerești sunt diferite unul de altul în strălucire, și noi facem astăzi spectrometrie și în funcție de lumina care vine, spunem planeta sau steaua aia este alcătuită din atâta fier și nu știu ce și nu știu cum. De unde știa Petru? Timp de 40 de zile Domnul Iisus a stat de vorbă cu ei. Le-a deschis mintea și au început să pună întrebări înțelepte. Și au primit răspunsuri înțelepte. Și au pătruns dincolo de lumea lui 666 în întregitul 777. Domnul Iisus este 111. Și cine îl primește pe Domnul Iisus să reintre în 777. Cerurile vor trece cu trosnet. Și o mulțime de revelații care apar în Noul Testament, care nu se justifică decât în acele 40 de zile în care Domnul Iisus a stat de vorbă cu ei despre lucruri privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Le-a deschis mintea ca să priceapă ce este despre el în fiecare carte a Bibliei. Acesta este privilegiul pe care l-ai tu și l-am eu. Experiența pe care am avut-o eu m-a umilit să-mi dau seama ce mult este ceea ce nu știm. Și nu m-a interesat. Și este aici. Este în cartea asta. Citesc cartea asta cu alți ochi. O pătrund cu altă inteligență. Inima mea tresaltă la texte la care până acum nu simțeam absolut nimic. Când vorbește despre muntele lui Dumnezeu, când vorbește despre inițiativa pe care o are Dumnezeu ca să ne facă să gustăm ceva din puterile veacului viitor, numai să le gustăm. Cel din Vechiul Testament spunea, venea călare pe un heruvim, pogora cerurile și se restrânge din dimensiunile infinite ale existenței lui și stă de vorbă cu un David, stă de vorbă cu un Avram. Avram a văzut ziua mea. Sunt mult mai multe în realitatea de dincolo decât este scrisă în Scriptură. Ce l-a făcut pe Avram să nu mai vrea să se întoarcă în Ur, în Caldeea? Ce l-a făcut pe Avram să fie mulțumit deși n-a primit nimic din ceea ce Dumnezeu i-a promis? Cei ce vorbesc în felul acesta arată că sunt în căutarea unei alte patrii. Avram, spune Evrei 11, a văzut noul Ierusalim. Avram a văzut Apocalipsa. Avram a avut ocazia să iasă din găoața aceasta prin atingerea lui Dumnezeu și să intre în lumea lui 777. Avem privilegii pe care nu le explorăm, avem fântâni din care nu bem, deși ne sunt la îndemână, și m-aș bucura dacă Dumnezeu ar folosi vizita mea aici ca o mărturie să mai ieșiți din lumea lui 666 și să nu mai dați trupului ceea ce vrea el. Pavel zice, mă port? Și mie îmi zice, n-are sens. Și Pavel a avut mult mai multe motive să fie dezamăgit. Dar a zis, mă port aspru și ies în dimensiunea credinței mele care mă ridică deasupra. Închei cu această experiență pe care am avut-o înainte de experiența mare din ianuarie. Am fost dezamăgit pentru că fac parte din biserici etnice. Biserici etnice într-o cultură majoritară sunt ca un bulgăre de zăpadă pe o plită încinsă. Valentin a cumpărat clădirea în care e astăzi cu biserica din Chicago de la o biserică italiană. Unde e biserica italiană baptistă? Un bulgăre de zăpadă care s-a asimilat în societatea americană. Și mi s-a părut că sunt așa de
Și Dumnezeu mi-a spus, stai de vorbă cu Pavel. Și m-am dus în duhul meu să stau de vorbă cu Pavel. Și Pavel mi-a zis, de ce e supărat Daniel? Și am spus, pentru că suntem în registru 100-200 de oameni și mie îmi vin vinerea 40, duminică îmi vin 70-80. Și Pavel m-a întrerupt și mi-a zis, 80? 40? Daniel, majoritatea bisericilor mele pe care le-am înființat și la care le-am scris și voi studiați scrisorile mele, n-au avut 80 de oameni. Am avut biserici mult mai mici ca tine. Ce necați mai? Păi avem pian, avem orgă și sunt 3-4 organiști, dar niciunul nu vine la timp. Și când vine se ceartă între ei și e o rivalitate de muzică, nu de slujirea lui Dumnezeu și pianul. Și el a zis, pian? Ce e ăla pian? Eu n-am avut pian. N-am avut orgă. Ce e aia? Ce alte necazuri mai ai? Stații de amplificare. Am putea fi pe internet și câteodată spunem lucruri interesante în biserică. Asta și ar putea să fie ascultate și alții. Dar sunt niște adolescenți acolo neserioși. Când au chef, vin. Când n-au chef, nu vin. Nu merg microfoanele, trebuie să mă duc să dau drumul la microfon, trebuie să vin înapoi, trebuie să le fac pe toate. Și el mă întreabă, ce sunt alea microfoane? Ce e stația de amplificare? Și Dumnezeu a știut de ce m-a trimis să stau de vorbă cu Pavel. Să-mi dau seama că la nivel de resurse și de lumea în care ne mișcăm, Pavel a avut mult mai multe motive să fie nemulțumit. Dar Pavel fusese dincolo. Și știe că a revenit pe pământ doar pentru o vreme, cu o misiune. Știa că este câștigător, indiferent de ceea ce arată prezentul, văzuse finalul și citise ultimul capitol al cărții. Nimic nu l-a oprit. Nimic nu l-a oprit. A fost optimist, a știut să interpreteze toată realitatea în prezența unui Dumnezeu care este în toate și va fi bine până la urmă. Va fi bine. Dumnezeu o să folosească și pe asta. L-au băgat în lanțuri la Roma și el spune, Aleluia! Filipeni, da? Vreau să știți, să nu mă compătimiți cumva, că împrejurările în care sunt au folosit mai mult la înaintarea Evangheliei, pentru că toată lumea aici în casa împărătească și până aiurea știu că sunt aici în lanțuri pentru Hristos. Cu alte cuvinte, mi s-a făcut publicitate gratuită, bă, fraților, bă. Bucurați-vă împreună cu mine și iarăși bucurați. Ne lăsăm copleșiți de 666 când ar trebui să trăim în lumea lui 777 și reîntregiți în unitatea aceasta a dumnezeirii, să credem că noi suntem de partea biruitorilor, că suntem deja în carul de biruință a lui Hristos și că tot ce se întâmplă este parte din planul unui Dumnezeu atotputernic. Am avut înainte de ianuarie un fel de claustrofobie sub cerul liber, o numesc eu. Dom'le, suntem pe mâna niște unor oameni, genii de-a genii rele, care noua ordine mondială și așa, 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 și așa. Fraților, așa m-a schimbat Dumnezeu. Nu mă mai uit la ceea ce face guvernatorul din California, nu mă interesează. Nu mă mai uit la ceea ce se întâmplă la Washington, nu mă interesează, n-am mai dat drumul la televizor de atunci încoace. Nu mă mai uit nici la ceea ce face societățile masonice ale fratele meu și toate planurile acestei elite mondiale. Nu mă uit nici măcar că deasupra lor este diavolul care vrea să imite ceea ce face Dumnezeu. Of, am limbalniță, mă rog să ajung la un final. Acum câțiva ani buni a fost lansat un text care este noul manifest al nouă ordinii mondiale. Nu l-am băgat în seamă. Vorbeam cu Ionică și ascultam un predicator azi dimineață care spunea, deviza celor de la Davos pentru noua ordine mondială este, nu veți poseda nimic, dar veți fi liberi și fericiți. Dar asta a fost la Beatles, în celebra melodie Imagine. Imagine there is no heaven. Imagine there are no possessions. Programul e mult mai vechi decât de astăzi. Nu mă mai uit la ei, ci mă uit la Curtea Supremă. Și spuneam lui Ionică și aseară și azi dimineață,
Dacă este ceva mondial, îl întreb pe Dumnezeu ce vrei să faci. Pentru că El are frâna istoriei. Și omul fără de lege s-ar fi arătat încă de atunci, dacă nu-l oprea cineva, trebuie ca cel care îl oprește să fie luat din calea ei. Și acum că se întâmplă ceva, mă duc și citesc iarăși Matei 24 și spune să pricepeți că fiul, venirea Fiului Domnului este aproape, este chiar la uși. A dispărut claustrofobia. Pentru că mă uit la Dumnezeu și zic că în planul profetic, în programul, unde suntem azi? Și El îmi spune, e foarte aproape să plecați, Daniel. Ultimul gest pe care îl fac două împărății înainte de declanșarea războiului este să-și retragă ambasadorii. Și Dumnezeu îmi spune, sunt gata să vă iau. Și va începe marele conflict final. Și eu mă bucur de nu mai pot. Și aș vrea să vă transmit ceva din bucuria celor care nu se mai uită la 666, ci cu o minte schimbată, primenită și înnoită de perspectiva planului acesta unic al lui Dumnezeu. Știți, oamenii au planuri. Dumnezeu are un plan la singular. El nu trebuie să-l schimbe niciodată. Să spunem, Doamne, vino și vino curând. Acestea nu sunt decât începutul durerilor. Specific pentru durerile nașterii este că dacă au început, continuați dumneavoastră, surorilor. E o chestie ca o durere de măsele, că dacă, las că iau ceva și îmi trece și nu o să mai vină. Na, na, na. Când au început, nu se mai termină. Și vor fi din ce în ce mai mari și mai apropiate. Ce veți face când încep cu tremurele de pământ? Ce veți face când încep războaiele cele mari? Fiul omului este aproape să vină, este chiar la uși. Maranata, vino, Doamne Iisuse! Iar până atunci sparge coaja asta de nuca lui 666 și ajută-ne să trăim, deși pe pământ, să ne gândim la lucrurile de sus, să lucrăm pentru lucrurile de sus și să ne bucurăm în anticiparea lucrurilor mari unități în care suntem reintegrați prin Domnul nostru Iisus Hristos, Marele Unu. Amin.